Clujul, oraș cosmopolit și avangardist de felul lui, dă tonul la o nouă modă. Miresmele de mir și tămâie și parfumurile de duminică ale doamnelor care vin să se închine sunt mai nou înlocuite de duhorile care țâșnesc din fructele și legumele de pe tarabele instalate în curțile bisericilor. Greu de crezut, dar adevărat, grădinile caselor domnului s-au transformat în Cluj-Napoca în piețe de legume și fructe. Alungați de pe domeniul public, precupeții de pepeni s-au refugiat în curțile bisericilor, unde, cu binecuvântarea preoților, și-au întins mesele, și-au ascuțit cuțitele și, cu o caua mică sau mare, s-au apucat de negoți cu pepeni, cartofi și roșii. Comerțul lor se spune că e legal, dar când camera de filmat se apropie de ei, rapid întorc spatele și refuză să vorbească. Și de la primărie aveți autorizație pentru a vinde aici? N-aveți dumneavoastră treabă, nu vreau să vă dau nicio informație. Și, ca să fie treaba, vânzătorii ambulanți de pepeni dorm la locul de muncă, adică înghesuiți printre fructele și roșiile cu care au bătut sute de kilometri tocmai până în Cluj-Napoca. De unde veniți? De la Vrancea. Când ați venit, ați știut că veți vinde în curtea... Cum să nu știm, dacă avem contract cu părintele? Ați auzit bine. Contract cu părintele. Contactați de NCN, reprezentanții Bisericii Ortodoxe din Cluj-Napoca neagă că ei le-ar fi dat acordul vânzătorilor. Dar nici nu oferă explicații foarte clare despre prezența acestora în curtea bisericii. Crede și nu cerceta. Parohia nu poate să autorizeze pentru că terenurile sunt în proprietatea primăriei. Dar poate să permită acordul condiționat de aprobarea dată comerciantului de către primărie. Nu mai sunt știți să aprobăm genul ăsta de activități. Acum, dacă putem să ajutăm pe oameni, evident că. Dar și-mi gândim bine că de-așa-i din comerțul ăsta își asigură traiul pentru un an de zile. Dacă e pe terenul bisericii, biserica poate să permită, dar aprobarea o dă primăria. Da, pentru asta se întâmplă la biserica Întâmpinarea Domnului din cartierul Mărăști. Dar nu vă imaginați că e un caz singular. V-am spus de la început că e o modă. Așa că mergem și în alte cartiere ale Clujului să vedem dacă și la alte biserici piața agroalimentară s-a mutat lângă altar. Bingo! Și alți preoți în cartierul Mănășturi de această dată, în milostenia lor, s-au îndurat de aproapele lor. I-au dat un adăpost și un locșor acolo să-și câștige pâinea cea de toate zilele din vânzarea cinstită de pepeni. Producătorul, ca să aibă o viață mai frumoasă, mai liniștită, să aibă un preț bun acasă, acceptabil. E investiție multă. Noi dacă le dăm de acasă, prețul e mic. 30-40 de bani cum s-a vândut anul ăsta, cum s-a arătat la televiziune, e foarte neavantajos pentru producător. De aceea venim și noi pe piață să ne scoatem investiția. Le băgăm prin bănci datori și ăsta e tot anul nostru care produce. Cu ce trebuie să ne întreținem până anul viitor? Și e riscant, dacă dă Dumnezeu o grindină, rămânem datori vânduți. Primăria din Cluj să ne lasă să mai vindem și noi marfa. În Grigorescu, unul dintre cele mai înstărite cartiere clujene, am dat chiar peste administratorul unei biserici, care pare surprins că, deși comercianții au toate avizele, vrăjmașul din primărie le dă amendă după amendă. Că au încheiat contract cu parohia. Bineînțeles, și cu Rosalul, și cu primăria. Pentru că la Rosal fără contract nu pot, trebuie să ducă bunuri. Nu ce face că la primărie să se aprobă fără asta. Practic, și primării autorizează... Bine, pe avem bani, tu avem făcut dosar, număr de înregistrare. Pe proprietatea privată pe a bisericii. Am înțeles, da. Și pe ce durată? Păi ei, acum, în fine, că avut două, vrea să stai până la luna viitoare. Cam 2 luni, numai 3 luni, maxim 3 luni. Pe când începe copii scola să duc. Și la scola. Unde? Se cazează unde dorm, unde... Ei dorm aici în mașină. Și adică să înțeleg că, practic, biserica sprijină în felul ăsta, da, pe spațiul... Da, avem și noi nevoie de bani, mai ajută cei cu bani, ajută în tine și se bate. E cum e erau cu bani. Suntem datori din tine. Dar așa așa cu dosar și cu aprobări se vin și amendare. Dacă vin, cred că vor 200 în plus, dacă vin, dacă o grămadă de bani amendare. Apoi adică... vine de la mediu, apoi vine de la Rosal, apoi vine de la primărie, inspecția comercială, inspecția dracului, inspecția lui tată. 3-4 oameni de așa. Și la tăzi, cu dosar și aprobare la părți. În condițiile unei legislații făcute după ureche, care nu le permite comercianților de pepeni să-și desfacă marfa pe domeniul public, găselnița din Cluj-Napoca este una cât se poate de românească. În cel mai creștinesc mod cu putință, o mână o spală pe alta.
Practic, bișnițarii de Pepeni și-au asigurat vaci și clientele în curtea bisericii, iar popii încă un venit în vistieria parohiei pe timp de vară. Că doar nu-i așa, ce merge mai bine decât o felie de lubeniță cu pâine după o slujbă pe nemâncate? Ați ghicit, pepene cu prescurcă.